Și asta pentru că Ministerul de Interne a transmis datele cu caracter secret către DIICOT, iar acum fac parte dintr-o anchetă. Cu alte cuvinte, sunt în continuare secrete. Vom dezbate acest subiect astăzi în emisiune, când vom vedea și opinia ale specialiștilor cu privire la subiectul principal al campaniei pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale, dezbaterea candidaților. Iohannis, președintele României în funcție, și Viorica Dăncilă, premierul demis recent prin moțiune de cenzură, și-au aruncat aseară săgeți de la distanță în spațiul public și, în timp ce șeful statului spune că nu are ce dezbate cu o persoană care este net inferioară domniei sale, șefa PSD o ține langa cu dezbaterea tet-a-tet pe care și-o dorește duminică. Comentăm și acest subiect imediat și vă propun să vedem și anunțul bombă venit de la Ministerul de Finanțe cu privire la deficitul bugetar. Câțu a găsit vistieria goală la instituția pe care a preluat-o de la Eugen Orlando Teodorovici. Permiteți-mi să vă prezint și invitații mei de astăzi. Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Lili, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua! Bogdan Bărbuceanu, avocat. Bună ziua, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule avocat. Îl așteptăm și pe politologul Andrei Țăranu. Eu sunt Aneta Sângiorzan. Începe chiar acum Top B1. Cu public vorbim despre raportul privind violențele din data de 10 august. Ministrul Marcel Vela a anunțat că raportul se află acum la DIICOT și va fi făcut public abia după ce ancheta penală se va încheia. Colega mea, Gabriela Mihai, a urmărit declarațiile și are mai multe detalii. Este în legătură telefonică directă. Te rog, Gabi, bună ziua! Am găsit în aceste momente raportul violențelor din 10 august, constituie probă în ancheta penală desfășurată de procurorii DIICOT în privința a ceea ce s-a întâmplat în 10 august, referitor la intervenția în forță a jandarmeriei. Tocmai de aceea acest raport a fost declasificat, însă el nu poate fi făcut public. Însă vorbim despre documente extrem de importante. În aceste documente este specificat foarte clar modul în care au decurs ordinele care au fost date pentru ca jandarmeria să intervină în forță în momentul în care au avut loc protestele din 10 august. Vom vedea ulterior și care a fost implicarea ministrului de la acea vreme, Carmen Dan, având în vedere că știm că ministrul Carmen Dan a fost cea care a preluat comanda în vederea desfășurării activității jandarmeriei române când au avut loc protestele din 10 august. De asemenea, vorbim despre un dosar penal inițial deschis de către procurorii parchetului general. 4 persoane au fost puse sub acuzare. Vorbim despre 3 persoane din conducerea jandarmeriei române, dar și un secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. S-au făcut foarte multe audieri și peste 800 de persoane au depus plângere la parchetul general la vremea respectivă împotriva intervenției jandarmeriei române. Prin urmare, ulterior dosarul a fost preluat de procurorii DIICOT. De atunci însă nu s-au mai făcut pași în anchetă, pentru că exista acest raport clasificat și era nevoie ca documentele să fie declasificate. Ce ar fi de menționat este că ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a menționat, a spus foarte clar că fostul ministru al Afacerilor Interne, Carmen Dan, avea această posibilitate să declasifice raportul violențelor din 10 august. Nu a făcut-o, însă știm acest lucru cu toții. Prin urmare, acum vom vedea cum va decurge ancheta mai departe, o anchetă coordonată în aceste momente de procurorii DIICOT. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, comisia constituită prin ordinul ministrului a lucrat pentru a analiza oportunitatea și tot ceea ce ține de procedura legală pentru declasificarea raportului din 10 august. În această zi, raportul este declasificat. Informarea cu privire la evenimentele din 10 august este declasificată. Tot astăzi am înaintat raportul declasificat către DIICOT, unde, așa cum știți, există un dosar penal. DIICOT-ul ne-a comunicat că ia act de acest raport declasificat, un raport care poate fi acum folosit în ancheta penală. Această procedură
și tot ce se derulează în acest dosar nu este public. Întreg raportul și toate datele din raport, până nu se finalizează ancheta penală, noi ca minister nu putem să dăm detalii. Și înainte de a începe dezbaterile, avem și un punct de vedere al DIICOT pe marginea acestui subiect. Procurorul șef interimar al DIICOT, doamna Georgiana Hosu, a confirmat că documentul nu poate fi publicat nici după finalizarea anchetei DIICOT. A spus așa domnia sa, este mijloc de probă în dosarul penal, emitentul l-a trimis la DIICOT, așa cum era legal, și nu îl poate face public, în scrisul fiind înregistrat la dosarul penal. Încercăm să ne lămurim, Liliana Năstase, vreau să analizăm puțin această speță, după care să mergem la domnul avocat Bărbuceanu să ne lămurească puțin din punct de vedere legal cum stau lucrurile. Știți ce se întâmplă? Era evident că Ministerul de Interne, Ministrul de Interne în speță, nu are cum să facă public acest raport. Evident, nici nu a spus Marcel Vela în cursul zilei de ieri că îl va face public, a spus că îl va desecretiza. Astăzi a venit și cu soluția trimiterea raportului către DIICOT. Acest document a fost solicitat de către procurorii DIICOT și anterior de către procurorii Parchetului General, unde s-a aflat dosarul, în nenumărate rânduri către Ministerul de Interne. De altfel, din prima clipă a începerii anchetei au fost solicitate aceste documente. După câteva zile, fostul ministru de Interne, Carmen Dan, văzând insistența și știind probabil că ordinul nu putea fi dat decât de ministru de Interne, pentru că jandarmii nu cred că acționează de capul lor. Ori un ordin dat în militar se execută, nu se discută. Este și o vorbă în popor. Cel mai probabil, văzând insistența organelor de cercetare, atunci a secretizat automat până cel mai probabil la înalt nivel, pentru că altfel procurorii ar fi avut acces la aceste documente și a îngreunat acest dosar care a apărut că trenează. Bine, pe de altă parte, nu vreau să le găsesc scuze nici procurorilor, pentru că, spre exemplu, Carmen Dan nu a fost nici măcar deranjată să fie întrebată ce s-a întâmplat în acea zi, acolo unde mai multe persoane au suferit răni ca urmare a intervenției în forță. Din punctul tău de vedere, Lili, trebuia să fie audiată și doamna Carmen Dan? Era elementul cheie. Carmen Dan trebuia audiată de îndată, trebuia solicitată începerea urmăririi penale pe numele dânsei, pentru că se presupune că ar fi săvârșit faptele respective în calitate de ministru și atunci era nevoie și este în continuare nevoie de avizul camerei din care face parte, pentru că doamna Carmen Dan este parlamentar, nu a plecat acasă. Trebuia măcar să lămurească în fața anchetatorilor dacă public nu public, doamna Carmen Dan a făcut plângere împotriva oamenilor din piață la parchet. Sunt două dosare la DIICOT. Dosarul de la Parchetul General cu plângerile oamenilor a trecut la DIICOT, s-au conexat și acum se face o cercetare mai amplă. Au trecut un an și trei luni, normal că oamenii se întreabă dacă la parchet stă un an, doi, trei, cât o să stea în instanță. Fiind vorba despre un mijloc de probă, sigur că el nu poate fi făcut public, cel puțin oficial. Va fi folosit în cadrul cercetării penale, pentru că codul de procedură penală, articolul 304, prevede că cercetarea, faza de urmărire penală este una secretă. Nici mijloacele de probă nu pot fi unele nesecrete. Și atunci, probabil, ducând dosarul va ajunge pe masa judecătorilor, pentru că eu sper că nu va fi clasat, ci va ajunge pe masa judecătorilor, sigur că va fi și public în cazul în care judecătorul nu decide un proces, să spunem, cu ușile închise, invocând tocmai anumite aspecte de siguranță națională. Pentru că în cauze cu copii și în cauze de siguranță națională se poate invoca și chiar de cele mai multe ori aproba această soluție. Însă este foarte posibil ca în zilele următoare să aflăm ceva din acest raport, din care eu, fără să știu nimic, cred că a fost un ordin al lui Carmen Dan, s-a intervenit în forță tocmai din acest motiv, ca urmare a ordinului dat de Carmen Dan și la vremea respectivă a certurilor și războiilor care se
afla cu Gabriela Firea. Mai țineți minte, Gabriela Firea vrea să plece de prin țară, n-a lăsat-o, venise cu o prietenă care era prefect. De altfel, atribuțiile doamnei Firea erau delegate în acea perioadă către viceprimar. Către viceprimar era prefectul doamna Speranța Clișeriu, prietena doamnei Firea, care s-a dus la parchet și a declarat la vremea respectivă că ea nu a fost informată și nu are niciun fel de treabă și că totul a fost regizat, orchestrat și pus la cale de ministru Carmen Dan. Și în ciuda acestor declarații, repet, Carmen Dan nu prea a fost o singură dată, așa vreo 5 minute pe acolo, probabil așa ca să fie filmată. Domnule avocat, din punct de vedere legal, să ne lămurim, acest raport despre care domnul Vela spunea va fi desecretizat și noi automat opinia publică ne-am entuziasmat la maximum, domnule, vom afla detalii neștiute până acum. Iată, nu a fost așa. Ar putea cândva să fie public? Absolut, odată ce se va întocmi rechizitoriu și dacă vor fi trimiși și anumiți inculpați în judecată, faza trimitere în judecată mi se pare că de sunt fond, deja în acest asupra faza instanței persoane. De fond este una cu un caracter public, ceea ce înseamnă că în principiu actele de la dosarul cauzei pot fi cunoscute. În faza de urmărire există un caracter nepublic protejat de lege pentru această etapă procesuală. Ca atare, actele din dosar care constituie mijloace de probă pot fi, eu știu, date părților sau făcute publicității doar cu încuvințarea expresă a procurorului. Ceea ce mă gândesc că nu va fi cazul în acest dosar penal. Deci nu trebuie să ne mire, este o procedură uzuală, obișnuită, nu se întâmplă numai în acest dosar. Sigur că opinia publică trebuie să cunoască, dar eu spun că opinia publică trebuie să aibă încredere în justiție și să cunoască o decizie definitivă în raport de care să ne formăm unele păreri despre vinovății. La acest moment, ca atare, nici procurorul opinia publică nu poate este stabili. Îndreptățită să se îndoiască dacă după un an și trei luni chiar nu știi Bun, nimic. Este totuși un dosar complex. Știm ce înseamnă termenul rezonabil în foarte multe dosare care se află pe rolul instanțelor de judecată și chiar în fața unităților de parchet. Deci eu cred că putem să vorbim despre vinovății numai când avem o soluție definitivă. Chiar dacă anumite persoane vor fi trimise în judecată, nu înseamnă că trebuie public să le și condamnăm sau să apreciem. De nevinovăție, dar haideți, în astfel de situații o să vorbim ca dosarul Revoluției sau dosarul Mineriadei și tot o să petrecem 30 de ani anul ăsta, spre exemplu. Sperăm că nu. Sigur că este o mare greșeală ce s-a întâmplat. Și aici, nefiind vorba despre infracțiuni atât de grave. Justiția trebuie să fie promptă, să descopere la timp și să trimită în judecată persoanele care sunt vinovate astfel încât ele să răspundă penal. Asta este scopul justiției până la urmă. Vorbim și de funcția de exemplaritate. Dar sigur, șefii din jandarmerie, spre exemplu, care erau la vremea respectivă, civilă au fost toți pus sub urmărire penală. Toți au avansat în funcții. Toți sunt pe funcții mai mari. Înțelegeți? Toți sunt. Crede, pentru că în structurile acestea militare, atunci când s-a început urmărirea penală, păi nu s-a declanșat acțiunea penală. Atenție! S-a început urmărirea penală. Începerea urmăririi penale duce automat la punerea la dispoziție. La dispoziție, da, și dacă ministrul a spus că nu mai ești activ, deci nu mai poți promova în anumite funcții. Am fost șeful jandarmeriei București. Față de acele persoane, vă asigur că nu s-a început urmărirea penală. Poate că au fost cercetate prealabil, dar nu s-a dispus prin ordonanță. Păi nu au fost trimise în judecată și nu au devenit inculpați, sunt suspecți. Nu, nu. Sunt trei etape procesuale distincte. Începerea urmăririi penale, care presupune că există probe rezonabile, din care procurorul ajunge la acea suspiciune de săvârșire a faptelor cu vinovăție, punerea în mișcare a acțiunii penale la fel unde ne aflăm în prima sunt fază. Necesare Iar mijloace de probă funcții, și trimiterea în judecată, mersi. După care judecarea pe fond și pe apel. Dar, odată ce s-a început față de un militar urmărirea penală, el este pus la dispoziție. Da, și a fost pus la dispoziție și a fost pus într-o funcție. Bun. Acolo înseamnă că discutăm ministrul de a considerat că dispoziția lui este un act să fie nelegal, un act administrativ nelegal, acela denumire într-o funcție de conducere a unei persoane care este pusă la dispoziția Ministerului de Interne, fiind cercetat penal față de dânsul începându-se urmărirea penală. Este un abuz. Dacă dumneavoastră aveți asemenea informații, sigur că ele trebuie discutate în public și mă gândesc că cei abilitați se pot sesiza și din oficiu cu privire la aceste acte. Dar, repet, să nu ne imaginăm că cineva favorizează anumite persoane în acest dosar. Este o procedură care se întâmplă în toate dosarele. Actele și probele care sunt administrate în cursul urmării penale, corect, nu sunt publice. Bun, și atunci, de ce s-a anunțat cu surle și trâmbițe, cum spuneam la începutul emisiunii? Omul a spus că s-a anunțat de către un ministru care nu are cunoștințe în materie
judiciară, nu are cunoștințe juridice. Și atunci e bine ca orice ministru care face în mod public aceste afirmații, în prealabil să se consulte cu consilieri, cu oameni de specialitate, pentru că altminteri se face de râs și creează, iată, o emoție publică nejustificată. Deci nu să de aceea cred că declarația unui ministru exact trebuie să fie responsabilă. Exact ce scrie negru pe alb în acel dosar, după ce se va finaliza, se vor îndeplini acești trei pași despre care vorbeați, se va încheia dosarul, vor fi stabiliți vinovații, după își vor ispăși pedepsele, atunci putem să aflăm... Nu discutăm de executarea pedepselor. Repet, faza a doua a procesului penal, care înseamnă instanța de judecată, este publică, are un caracter public, ceea ce presupune că dumneavoastră presa puteți, sigur, dacă judecătorul de caz nu ia acea măsură de a declara ședința secretă. Eu nu cred că ar fi cazul într-o asemenea speță, ceea ce ar presupune că dumneavoastră presa, în primul rând, puteți merge la ședințele care, repet, sunt publice, astfel încât să aveți cunoștință de toate actele din dosar care sunt discutate în ședință publică. Întorcându-ne puțin la ceea ce s-ar putea regăsi în acest dosar, Liliana Năstase, te întreb pe tine, ce informații ar putea să zacă acolo? Eu nu știu ce informații, să fie doar atât de mult am făcut în momentul în care se organizează manifestări de amploare cu un anumit număr de persoane, se trimită un anumit număr de jandarmi sau forțe de ordine în funcție de amploarea evenimentului. În cazul în care există existau și informații zonuri că vor fi violențe. Deci să ne amintim de declarațiile Eu nu vreau să cred informațiile pe care le vehicula doamna Carmen Dan sau domnul Liviu Dragnea. Dacă dumneavoastră v-ați sumat... spațiu virtual. Da, în spațiu virtual. Nu știu de cine erau lansate, dar existau. Nu a venit nimeni, oficial al statului român, să ne spună că se dădea o lovitură de stat. Ce spunea domnul Liviu Dragnea să fie părerea domnului Liviu Dragnea? Eu vă spun că au existat aceste zvonuri, dar nu a existat nimic concret ca ar fi vreo acțiune de amploare. Se intervine în forță în astfel de situații, bineînțeles, când degenerează o... La ora 16, dacă nu mă înșel, s-a încercat pătrunderea în clădirea guvernului. La ora 16 oamenii deja erau gazați, domnule Trebuiau să intre, în forță, să dea cu furtunul. Eu cred că instituțiile democratice, nebuni, ca să nu le spun altfel, să forțeze un gânduleț, trebuie protejate. Domnul Bărbuceanu, dumneavoastră ce spuneți? Că au acționat foarte bine jandarmii, nu? Eu spun că instituțiile trebuie protejate. Că mai departe au existat abuzuri și le-am văzut cu toții în filmările care au circulat în spațiu public. Ce căuta acolo jandarmii. Sigur că ele trebuie sancționate și eu am spus din prima zi acest lucru. Spuneți-mi și mie, dar să spunem că jandarmeria nu trebuia să acționeze față de o manifestare violentă a unor cetățeni de a pătrunde într-o instituție publică, în guvernul unui stat de drept. Cred că jandarmii sunt foarte bine pregătiți și știu să aibă acțiuni de intervenție. Dar, bineînțeles, când este un ordin, fac cum este ordinul respectiv. Ce violențe așa mari erau, astfel încât se intervină cu furtunul de apă și cu alte forțe violente atunci în piață. Inițial, deci la începutul acestor confruntări, eu cred că acțiunea jandarmeriei a fost justificată. Noi vorbim asta despre contează, violențele care au dus la rănirea a zeci de persoane. Da, asta este atributul procurorului. Erau copii acolo, anchetă. Mă scuzați, să nu spuneți că ce căutau cu copiii. Că libera circulație prin București sau la manifestări publice. Dar orice părinte cred că are obligația este un ministru atât de nebun copilul. Să dea ordin să arunce cu gaze într-o piață publică României. Eu am văzut copii în jurul orelor 20, 21, 22, când deja escaladaseră aceste conflicte. Nu cred că puteți să-mi spuneți că era justificată sau era normală prezența unor copii în acea zonă. Microfoanele alea la porta voci. Nu, că, repet, așa. Eu sunt de părere că jandarmeria, sau mă rog, nu jandarmeria, jandarmi au săvârșit abuzuri. Am văzut cu toții acele imagini în care erau bătuți oameni. Alea erau normale? Eu spun că nu, tocmai asta cer să vă spun. Și de aceea haideți să lăsăm acest dosar să administreze probe
ca procurorul să poată ajunge la o concluzie și cei vinovați să răspundă. Păi eu las, dar dumneavoastră a pornit subiectul de la, de la acel abuz pe care reale. L-a făcut jandarmeria în momentul în care a apărat clădirea guvernului. Și vă, nu vă spun problema că jandarmeria are forțele necesare și inteligența necesară să oprească doi nebuni care încearcă să intre în guvern. Haideți să spunem de o gașcă de golani care de încearcă instigatori, să... Da. De instigatori. Acolo s-a acționat în forță pentru eliberarea pieței și punct. Problema este cine a dat acel ordin, pentru că cred că, adică știți... Nu, era clar și dirijorul în alb, supranumit da, domnul Sindile, nu? El era sau... dirijorul în alb. Domnul era domnul Paraschiv. Domnul Paraschiv, așa. Domnul Paraschiv scos la pensie, reintegrat, adică nu a dus rău nimeni. Era după clar că nu venise de nebun, vorba ta, Lili, îmbrăcat în alb și întindea pe acolo brațele, stânga, dreapta și că era la circulație. Nu știu dacă i-a spus cineva să vină îmbrăcat în alb, a fost o nefericită, poate, coincidență de a se îmbrăca în culoarea... A fost o metodă de a fi observat și vizibil de către subaltern, pentru că probabil se gândeau că acolo vor exista confruntări. Nu știți, a fost o manifestare. A avut. Mergem în publicitate, continuăm să dezbatem subiectul câteva minute, rămâneți alături de noi. Am revenit, vedem ce mai fac și politicienii și șeful statului, care a demarat o serie de consultări astăzi cu miniștrii alături de premierul Ludovic Orban pe teme care țin de agenda guvernamentală și fiecare domeniu de activitate în parte. Șeful statului discută la această oră cu miniștrii de la educație, sănătate, dezvoltare și interne. Sunt patru miniștri plus premierul Ludovic Orban la Palatul Cotroceni. Liliana Năstase, ce noutăți a mai putea afla după ce ne-a anunțat și domnul Câțu astăzi că e dezastru la Ministerul de Finanțe, că banii sunt prea puțini, că cu vai vor stabiliza peneliștii lucrurile? Prea multe noutăți nu cred că vom afla. De altfel, aceste runde de întâlnire au început de alaltăieri. Prima întâlnire a fost cu domnul Bogdan Aurescu în calitate de ministru de externe, care a și retras ieri apărarea de la CEDO pro Liviu Dragnea. Ieri a fost o altă rundă de întruniri cu mai mulți miniștri și probabil au aceste întâlniri pe care le-au avut toți președinții care s-au înțeles cu guvernele. Însă, din păcate, în România știți cum e, nu prea se potrivește președintele cu guvernul în funcție. De obicei sunt în război. Acum este o perioadă de pace. Pace, dar asta nu înseamnă că președintele exercită funcția de premier, până la urmă. Ei, lăsați că și pe doamna Dăncilă a invitat-o nenumărate ori, n-a dorit să vină. Bun, una este să aibă o discuție cu premierul, alta este să convoce anumiți participa, conform Constituției, din contră, poate participa chiar la ședințele de guvern. Poate participa la ședințele de guvern atunci când consideră necesar sau când îi se cere și conduce aceste ședințe de guvern. Da, și nu poate avea întâlniri cu autorități ale statului român. N-ar putea să convoace așa miniștrii la Cotroceni într-o ședință. Pentru că nu văd care ar fi... Andrei Țăranu, politologist. Logica decât aceea că încearcă să se substituie primul ministru. Domnule Țăranu, dumneavoastră, ce părere aveți? Sunt oportune, sunt binevenite aceste întâlniri pe care le are exact în această perioadă șeful statului cu miniștrii cabinetului Orban? Da, evident, pentru că funcția de președinte are și rolul de mediator între puterile statului. Și având între funcțiile, primul rând trebuie să înțeleagă dacă vrea să convoace un Consiliu Suprem de Apărare a Țării. Problema economică este o parte din dimensiunea de apărare a țării. Deci în cazul unei crize economice, care se tot prevede de o bună bucată de vreme, președintele trebuie să fie informat. Și cine poate să-l informeze mai bine decât ministrul, mai ales dacă ministrul spune că a făcut nu știu câte analize și așa mai departe. Problema mea nu e de fapt că se întâlnește președintele cu ministru, ci declarațiile ministrului, care sunt niște declarații cel puțin, cum să spun, apocaliptice. La ce ministru vă referiți? Domnul Câțu, nu, la nimeni altcineva, că el a avut astăzi declarațiile de presă și a ieșit cum cu deficitul și așa mai departe. În lume sunt o mulțime de filozofii
fie economice. Domnul Câțu merge strict pe una dintre aceste filozofii. Nu totdeauna a avea deficit mare este un lucru rău. Da? Merge pe filozofia care lovește în vechea guvernare. Da, sigur. Să dăm tot timpul vina pe vechea și greaua moștenire. E foarte ușor. Și pe bună dreptate, nu? Nu tot timpul. Dacă aduceți niște documente foarte clare în care spune că a existat această dublă contabilitate, aici pot să fiu într-adevăr de acord. Pentru că bugetul, el a fost destinat unor cheltuieli și că aceste cheltuieli nu s-au împlinit, dar s-au împlinit altele. Da, acolo poate să fie o problemă. Dar atâta vreme cât bugetul a fost aprobat anul trecut de Parlament, bugetul ăsta este în funcțiune. Că au existat diverse și există, repet, filozofii diferite. Dacă ne aducem aminte, Franța în 2008 avea un deficit de 8%, deși Uniunea Europeană spune că trebuie să fie de maximum 3. Și Franța, în perioada domnului Sarkozy, avea deficite uriașe. În clipa asta, Italia are o datorie publică de 120% și nu o scoate nimeni din Uniunea Europeană. Adică ceea ce trebuie să înțeleagă este că toate declarațiile astea pur apocaliptice. Haideți, doamnă, ce înseamnă bine n-o duc? Un salariu de aproape 1700 de euro, salariu minim pe economie, unde? Nu cred că este... Dar dumneavoastră știți cam cum stă forța de muncă în Italia? Știți cum e cu rapița? Vă mai aduceți aminte de la Caragiale? Deci, hai să o lăsăm puțin mai mare cu chestii de genul ăsta, dacă tot îi plângem pe italieni. Sigur că nu e o situație fericită. Dar fostul guvern Salvini, de exemplu, în ciuda Băncii Centrale Europene, nu se uita că Italia este membru a zonei euro, a trecut totuși un buget care a crescut pentru toți cetățenii Uniunii Europene, inclusiv cetățeni care vin din România, fondul de garantare pentru familie, aducând venitul unui cetățean italian la aproape 1200 de euro, pur și simplu, dacă este în șomaj, dacă nu face aproape nimic. Aici, repet, sunt filozofii diferite. Deci, trebuie să ne gândim doar atât, că domnul Câțu, lucru pe care îl știm, are o anumită filozofie. Însăși, domnul Isărescu, nu este nicio săptămână când a spus că lucrurile nu sunt chiar atât de grave. Deci, a folosit dimensiunea economică în plină campanie electorală cu un scop eminamente electoral, da, asta poate să fie o problemă, într-adevăr. Referitor la acest subiect, vreau să discutăm în ultima parte a acestei prime ore de dezbateri și despre faptul că domnul Câțu anunță sesizarea parchetului în legătură cu modul în care PSD a gestionat finanțele țării. Vedem exact despre ce este vorba imediat. Am revenit așadar, vă spuneam și înainte de pauza de publicitate că ministrul de finanțe anunță sesizarea parchetului în legătură cu modul în care PSD a gestionat finanțele. Florin Câțu a acuzat că PSD a făcut un buget paralel după metoda Al Capone. Și vă întreb tot pe dumneavoastră, domnule Țăranu, pentru că făceați referire la acest subiect, credeți că sunt lucrurile atât de grave precum le prezintă domnul Câțu sau că e cazul să ne alarmăm atât de tare? Bun, aici ați pus o întrebare, deși ați plecat de la o altă ipoteză. Dacă, într-adevăr, se dovedește că acest guvern, sau, mă rog, de fapt, guvernul anterior și domnul Teodorovici a avut un buget, să-i spunem paralel, o contabilitate dublă, da, acela este un lucru absolut penal. Dacă însă nu se poate dovedi așa ceva, este mai degrabă, din nou, propagandă electorală, pentru că vă aduceți aminte că există o hotărâre a Curții Constituționale care spune că guvernul este suveran, dacă ăsta ar fi cuvântul, asupra deciziilor politice. Ori bugetul este o decizie politică. Felul în care se aplică anumite și se, evident, finanțează anumite politici publice este dreptul suveran al unui guvern care este legitim. Acum, într-adevăr, dacă există, să-i spunem, forme de finanțare mascată, mai ales din fonduri europene sau din diverse alte fonduri, fonduri care ar fi trebuit să fie destinate unei anumite
finanțări și au fost trimise spre altceva, fără să existe un normativ guvernamental, da, acolo este o problemă penală. Altfel, repet, este mai degrabă o furtună într-un pahar cu apă. Ceea ce însă trebuie să înțelegem este că există două tipuri de, minimum două filozofii. O filozofie pro-austeritate și o filozofie anti-austeritate. PSD-ul și-a asumat o filozofie anti-austeritate încă de prin 2012, cu plusurile și minusurile care au ieșit de aici. Plusurile au fost că, incontestabil, nivelul de trai al cetățenilor a crescut, minusurile că investițiile publice au scăzut. Filozofia pro-austeritate... Bugetarilor, vă rog, nu a, cetățenilor a crescut nivelul de trai. Nu a crescut deloc nivelul de trai. Îmi pare foarte rău să vă contrazic. Înțeleg că nivelul de trai, la ce nivel spuneți că a crescut? Au crescut nivelul de trai a bugetarilor. Doamnă, noi avem și noi, nu știu, uităm pe ceea ce scrie în rapoarte. Rapoartele ne arată că inclusiv în mediul privat a crescut cu cel puțin 4% au crescut salariile. Și a existat totdeauna o încercare de echilibru. A, Doamne ferește, n-am zis că e un merit al PSD-ului. Spuneam că există două filozofii și spuneam că cele două filozofii au o direcție cu avantajele și dezavantajele care decurg de aici. Filozofia pro-austeritate spune în felul următor: dăm mai mulți bani la investiții, astfel încât să existe un fond permanent care să asigure o creștere lentă, dar sigură a societății, mă rog, a bunăstării sociale. Da, continuăm să dezbatem și în cea de-a doua oră problemele și vedem ce s-a întâmplat și la dezbaterea cu săgeții de aseară, o dezbatere care nu a fost tocmai dezbatere între cei doi candidați la prima funcție în stat, mai degrabă două conferințe de presă în care s-au aruncat săgeți dintr-o parte și în alta. Suntem și în așteptarea unor rezultate de la BEC, rezultatele finale ale turului întâi de scrutin. O să vedeți în direct pe B1 TV și aceste rezultate. Imediat revenim.